Comunitățile din comunele Lerești și Bughea de Sus au fost exasperate de apariția urșilor în gospodării, care au provocat pagube însemnate. Aproape noapte de noapte au fost atacate animalele domestice din bătături și autoritățile au luat într-un final măsuri. S-a dovedit faptul că un urs de aproximativ 300 de kilograme se făcea vinovat de atacurile nocturne. Fundația Carpatia a adunat probe pe parcursul a 2 luni, care au dus la un singur exemplar. În urmă cu 2 nopți, ursul a omorât 2 porci într-o gospodărie din comuna Bughea de Sus. Ieri noapte, animalul sălbatic s-a întors în zonă pentru altă pradă, numai că a fost așteptat de echipa formată din reprezentanții primăriei, Fundației Carpatia, Jandarmeriei, împreună cu un medic veterinar. Pentru că procedura de eliminare a animalelor sălbatice care provoacă pagube a fost simplificată odată cu ordonanța 81 dată de guvern în urmă cu 1 an, s-a luat hotărârea ca animalul să fie ucis. Sigur că, așa cum prevede și legea, s-au încercat tot felul de sisteme, s-a încercat de fiecare dată alungarea exemplarului de urs, după care, la un moment dat, cred că primele semne de disperare ale comunității au fost la începutul lunii august, când, desigur, toată lumea conștientizând că este același mod de operare și era mare probabilitatea să fie cel puțin un exemplar de urs care provoca, efectiv, ucidea animalele domestice intrând în cotețe. Comisia a ajuns la un moment dat, adică echipa de intervenție, să decidă eliminarea acestui exemplar de urs. Cred că, dacă nu mă înșel, de 2 sau de 3 ori în anumite rapoarte de eveniment a fost propusă eliminarea ursului. Mai mult de 1 lună sau aproape 2 luni acest lucru nu a fost posibil datorită condițiilor locale, cum știți bine, atacuri noaptea, luat porcul, plecat cu el, jumatea a 2-a nopții câteodată atacat în altă parte, același scenariu și în prima perioadă a fost aproape imposibil și dacă s-a ajuns în acele decizii de a elimina ursul, nu s-a reușit, deci de câteva ori nu s-a reușit acest lucru și, să zic, spre binele comunităților, noaptea trecută, în urma unei alarme la 112, având în vedere că și cu o noapte înainte avusese loc alarmă și se necese alungare, de data aceasta comisia, în urma atacului asupra a 2 porci petrecut noaptea trecută, a decis că, din nou, că acest exemplar trebuie să încercăm să-l eliminăm. Și atunci echipa de intervenție, în urma apelului, constituită în urma apelului la 112, având în vedere decizia luată, s-a procedat la pândirea exemplarului de urs, care, din câte am înțeles de la colegii noștri, personal tehnic de specialitate, care face parte din echipa de intervenție, a revenit să atace din nou la unul din cotețele din Bughea de Sus, unde atacase cu noapte înainte și a fost surprins de echipa de intervenție, în timp ce, practic, era cu porcul rănit, omorât cu o seară înainte cu porcul în gură. După care, să zic, din fericire pentru toată lumea, colegul din echipa de intervenție a reușit să elimine ursul. Nu este un lucru ușor, nici un lucru plăcut. Acest caz poate să constituie un exemplu și o confirmare a faptului că urșii care sunt dovediți că sunt periculoși pot fi eliminați. Acesta este, dacă vreți, speța ordonanței de urgență 81 pe 2021, care a încercat și încearcă să ofere cadrul legal de a rezolva aceste cazuri, unele mai ușoare, altele mai grave, având în vedere că derogările clasice care se acordau pe legea vânătorii și pe legislația privind arele protejate, din motive poate că obiective, durau foarte mult și de multe ori, sigur că erau greu de implementat în timp util. Deci trebuie să lucrăm mai mult cu toții pe un anumit aspect, și anume faptul că se știe că sistemul de colectare a deșeurilor animale este deficitar în multe comunități. Și unul din atractanții principale îl constituie, bineînțeles, pentru urși aceste resturi animale care, eu știu, sunt aruncate, lăsate de la marginea pădurii sau, vă dau alt exemplu, am avut un caz care l-am sesizat și la poliție în care cineva, nu se știe cine, a aruncat niște porci domestici morți în pădure, probabil s-o fi temut sau chiar erau morți din cauza pestei porcine africane și n-a vrut să se complice cu anchetele autorităților și mai departe. Și aici, atâta timp cât nu o să existe un sistem eficient și proactiv de colectare a deșeurilor animale, știți bine, problema aceasta cu incineratoarele, problema care a accentuat acum și de scumpirea gazului, spre exemplu, și a energiei, cât timp această problemă nu își găsește o soluție, va fi dificil de gestionat problema. Pentru că un ors care este tentat de deșeuri animale și găsește deșeuri animale, sigur că va fi în continuare tot mai tentat să se aplece pe partea asta, adică să devină carnivor în adevăratul înțeles al cuvântului. În zona Mușcel, apariția urșilor în gospodărie este frecventă. Odată cu apariția ordonanței 81, exemplarele care provoacă pagubă pot fi eliminate, decizia aparținând echipei de intervenție. Actul normativ prevede că intervenția imediată asupra exemplarelor de urs în intravilanul localităților se efectuează gradual, prin următoarele metode: îndepărtarea prin diverse mijloace, tranquilizare și relocare, extragere prin eutanasiere sau împușcare. În cazul în care exemplarul îndepărtat prin alungare devine în mod repetat, echipa de intervenție procedează la tranquilizarea și relocarea acestuia. Tranquilizarea va fi efectuată de medicul veterinar, însă dacă ursul pune în pericol siguranța cetățenilor, a bunurilor sau a echipei de intervenție, acesta va putea fi ucis.